Dată ce ai zis, că acum am probă video. Hai, deci cum sunt? Mai zi o dată. Hai că acum se înregistrează. Cum sunt? Hai, mai zi o dată. Că nu o să iau oamenii ăștia de martori, că se tem de umbra lor. Jegos, dar el e curat. Și-a pus mănușele și vrea să le împing. Pentru asta era necesară pază privată la gara de nord, că poliția n-are voie să facă asta, dar paza privată poate să te omoare. Și încă și-l bate, oho, și astea sunt fapte penale. Și omul s-a uitat și n-a zis nimic. Dispart aici, e a 7-a oară cât te zic, tu crezi că dacă se uită lumea la noi, mi-e jenară, tine? Ieși în pula mea, mă rog, la tine odată! Bătule, ca tu mereu ne filmezi pe oameni. De ce ne filmezi? Pentru că încălcați drepturile omului, l-ați agresat acum și verbal și fizic, ați încălcat drepturi fundamentale ale omului și astea sunt fapte penale. O să scriu un denunț la procuratură și unul la poliție. Da? Pentru încălcări de drepturi fundamentale. Și dacă era tatăl tău? O, iată și primul român solidar. Pe ce sun la poliție? O să arăt video că eu am filmat. Da. Eu am filmat cum te lovește. Păi, se întâmplă des asta? Se întâmplă des asta? Se întâmplă des? Nu e corect, ai? Se întâmplă asta în fiecare zi? Nu, de-aia tu nu vrea să vii poliția. E aici secția de poliție, pe dreapta. Păi să vii. Pe ce să vii? Hai! Ia uite, doi polițai, jandari. Da, da. Povestește-le. Da, și... Auzi, îi faceți dumneavoastră cu primarul meu. Păi eu pot să le dau filmarea, da, dar dumneavoastră da, da, trebuie să scrii plângere. Da, hai. Da. Te plângi sau nu te plângi? Domn jandar. Mai puțin. Băi! Alo, băi! Mai puțin, te rog frumos! Uite, vă arată băiatul... L-au agresat paznicii privați, l-au lovit, l-au înjurat, l-au amenințat, nu-l lasă să intre în gară. Și l-au lovit. Băi, mă arată cu firma ce sunt la frumos ăștia. Tu crede, în sensul ce? Da, eu am văzut și am filmat. Eu sunt martor, dumneata trebuie să scrii plângere la poliție. Eu sunt martor, dumneata poți să scrii plângere la poliție. Suntem și noi cu ei, e dreptul dumneavoastră. Ei, domne, îi dau afară, mi-ai dat tu așa. Da, da, i-a tras cu pumnul în cap și și în spate. Da, uite, da. Da, dar sunt martor să le de plângere. Trebuie să scrii dumneata plângere. Dumneata trebuie să scrii plângere, da. Da. La poliție. De la aia. Aia, mai mult, la poliție trebuie să mergi să scrii plângere. Eu vin ca martor. Hai, eu vin ca martor. Eu vin ca martor. Hai. Trebuie să dau afară, nu? Ar trebui, da.
Nu. Poți să ceri și despăgubiri pentru agresiune. Păi da, a. Am văzut că mi-ai dat și în spate. Mi-a... Da, da, și în cap și... A? Și în cap și în spate te-a lovit de câteva ori. Și un bătrân. A? Da. Păi nu contează, bătrân, tânăr n-are voie să te atingă. Unde, unde mergem? Unde? La poliție. Unde? Aici, la secția de poliție feroviară. Trebuie să scrii plângere, da, sau să scrii polițistul și dumneavoastră să o semnezi. Să vin mă ta martor. Eu vin ca martor, da, am văzut. Nu mă degeaba așa. Păi, se poate? Prin care mergeam cu șacoșa, cu mâncare acasă. Și nu te-a lăsat nici în gară să stai fără motiv legal? Da. Unde e poliția? Hai. A, uite, scrie poliția acolo. După regio călători. După regio călători. După regio călători, mai departe. Poliția începe acuși carnavalul. Festivalul. N-ai voie, că trebuie autorizație, că accesul e interzis. Aici trebuie să scrii plângere. Da. Să trăi dumneavoastră, dume. Ce? M-a bătut varigarele ăștia. Ce te-a bătut? Paznici. Paznici. Unde s-a întâmplat, dumneavoastră? Aici, în holul principal. L-au scos din holul principal și l-au dus la Dinicu Golescu. Și l-au lovit de două ori, eu am și video și martor sunt. La linia 1. Două secunde, facem noi o verificare și o să nu merg eu. Păi tu, nu, domne, are filmare el. Am și filmare și am văzut cu ochii mei. Deci, puteți arăta, domnule. Păi da. Ce să vă arăt? E aici, pe camera asta. Da, pe camera, nu. Voi ce barigari? Uite, să mă bate degeaba. Nu, nu, în primul rând. Auzi, ne dați afară, ce mă? Da, auzi. Nu mai puti, nu se bate oamenii pe birou. Alo? Bună, bună. Da, da. Auzi? Încă nu, am sesiune, termin săptămâna asta. În weekend cred că o să merg. M-au dus acoși și mergeam la gara. Da, masteran, așa. La linia 1 și mi-a dat afară de gara. Și mi-a dat cu pumă din spate. Nu, eu să abia anul întâi. Cum cine pe-o? Cine pe-o? SNSPA, la studii politice. Da. Nu știa și unul, deci am... Da, te-am rășit pe ei, nu? Da, da, mulțumesc. Mă ocup, în weekend. Nu, nu, e în regulă, dar n-am putut. Și căldurile astea eram gata ieri să încep, dar pe căldura asta n-am îndrăznit. Trebuie cu Victor. Da, da. Bine, bine. Ținem legătura. La revedere. Ce ai zis, se ocupă? Se ocupă. Auzi, mi-a arătat băiatul pe cameră. Da, eu am probă video. Auzi. Și sunt martor. Da. Ocular. Da. Sunt voluntar aici la gară, mă găsiți dacă e necesar, da? Da. Eu mă duc acum să am grijă de refugiați. Mai departe. Stai puțin, iarăte-i pe cameră. Păi nu, ei au legătura cu mine și le arăt proba video, totul, da. Da. Dacă puteți să-mi faci un afluncere. Eu? 1, 7, 3, 10, 2, 6. Dumneata l-ai dat? CNP l-ai dat? Da. A dat și el.
Vă salut! Bună! Agentul și constatul poliției mele. Poftim? Să vă rog. Am venit să dau mărturie pentru cazul la care a fost martor. Am înțeles că a fost martor la faza agresiunea aceea, da. Ok. A scris omul plângere? Omul n-a depus plângere. Omul a vrut să plece acasă. Pe noi oricum nu ne prive, oricum noi o să ne sesizăm. Noi o să ne sesizăm pe portarea abuzivă. O să facem dosar penal. Chiar dacă omul n-a vrut să depună plângere, poate să întoarcă ulterior, nu se știe problema. Bun, deci aveți nevoie de mărturie mea? Avem nevoie de un buletin de la dumneavoastră și un număr de telefon. O să fie schimbat ulterior pentru a da declarație. Păi ce-ți vă mai dau buletin dacă v-ați notat CNP-ul? A, vă rog, colegă, păi nu știu că... Eu nu știu, eu nu vă cunosc. Aici la ghișeu, da. Ok, ok. Să ne dați un număr de telefon la ghișeu, veți fi chemat ulterior să dați o declarație. Bine. Ce vreau să vă întreb? Aveți filmarea să văd exact ce s-a întâmplat? Aveți să... O am pe cameră, da. Puteți să-mi arătați acum? Da, da, ecranul mic, ce o să vede? Nu, să văd, să am o idee de ce s-a întâmplat. Oricum, pe camere în gară nu se vede nimic. Pe camere în gară. V-ați uitat? Da, în gară nu se vede nimic. În gară. V-a arătat el locul? Unde s-a întâmplat? La ieșire despre Denicu Golescu? Păi noi avem camere în gară, efectiv, până la ieșirea de acolo. După se vă face cercetări la colegi de la secția de așa și mai departe. Eu vă arăt, dar ecranul mic. Să văd ce...